Salut și bine ați venit pe GL Crypto. În acest video voi vorbi despre Bitcoin și urmează mai spre seară să fac și un clip despre Elrond. Înainte de a începe analiza, vreau să vă mulțumesc că susțineți canalul prin subscribe, comentarii, like-uri și tot ce mai este pe acolo. Eu, în schimb, încerc să vă dau informații și analize tehnice pe Bitcoin și câteva altcoin-uri. Înainte de toate, vreau să vă arăt puțin ce se întâmplă printre comentarii, da? Deci au început scammerii să se înmulțească, își creează conturi false, adică conturi cu același nume ca al meu, același logo, da? Deci încercați să nu fiți prinși de acești scammeri, da? Să nu sunați la numere, să nu intrați în grupurile lor de Telegram, da? Vă mulțumesc încă o dată pentru comentariile de bine pe care mi le-ați dat. Bun, astăzi un video destul important despre Bitcoin, să vedem ce se mai întâmplă. Pentru cei noi, am această pagină de Twitter, unde eu postez destul de des, da? Astăzi am luat și câteva trade-uri, am luat un short destul de bun, da? Vedeți aici, la 38.500, după care am intrat long, da? Am vrut să vă explic, n-am avut timp să scriu, să am o descriere la această poză, dar cei care mă urmăriți deja știți cam ce am vrut să spun, da? Deci am avut această lumânare și a fost recuperată în același mod, da? Deci am avut o imbalanță în zona asta. O să vorbesc pe chart despre toată treaba asta și probabil o să vă și explic mai multe despre aceste imbalanțe, da? Și cam cum gândesc market makerii în mare. Bun, pe Elrond la fel am spus că trebuia cu mare grijă, avem o rezistență la 107, da? Cred că s-a și oprit undeva în zona aia, haideți să și vedem că nu m-am uitat, da? Deci da, i-a dat respingere undeva în zona asta, da? 110 s-a dus. Bun, și am spus că ne putem aștepta la o corecție, adică avem un bearish divergence destul de important, da? Bun. Zone în care am spus că o să cumpăr Ethereum. Am evidențiat, probabil o să cumpăr, pentru că nu știam dacă o să fac un higher high și mi se pare că a făcut un higher high și probabil că a trebuit să recalculez toate aceste zone pe Ethereum, da? Aveți video, acum două zile am făcut despre Ethereum. Să vedem ce se întâmplă acum cu acest EIP. Acest hard fork, da? Creșterea deja, după cum vedem, a avut loc pe Ethereum. Așa că nu știu dacă pare rău să ne așteptăm la ceva măreț din partea Ethereumului. Probabil că ne putem aștepta la o creștere mare după ce vom vedea un pullback, da? Asta depinde de ce face și Bitcoin. Bun, zone în care cumpăr, da? Am spus că am cumpărat exact la 37.500, în zona asta mi-a luat cu acest spike, mi-a luat ordinul și ieri am făcut undeva la 3-4%. Da, deci mă puteți urmări aici, îmi puteți scrie, încerc să ajut pe fiecare în parte. Dacă vreți cărți online sau PDF-uri despre Elliott Waves sau Fibonacci, vi le pot da, doar că sunt în engleză. Dacă nu vă deranjează lucrul acesta, vi le pot trimite pe mail, da? Îmi puteți scrie un mesaj pe Twitter, îmi dați mailul sau în comentarii pe YouTube și o să încerc să vi le trimit, da? Bun, haideți să vedem ce vă pot spune despre Bitcoin. Deci, în prima fază, dacă ne uităm la chart, cum arată, vedem că totul este bearish, da? Eu așa îl văd. Am format de foarte multe ori lower-lower. Se formează foarte greu higher-high. Ideea e că manipularea este foarte, foarte mare. Trebuie avut grijă. Pentru că, de obicei, market makerii induc în eroare traderii, da? Și atunci, după cum v-am mai povestit, pe această scădere, traderii au intrat short, urmând ca să urmeze un short squeeze, da? V-am atenționat în zona asta, eu am reușit să cumpăr, da?
probabil că și voi sau cei care mă urmăriți ați cumpărat, adică am găsit bottom-ul la 29 și profitul, după cum știți, este destul de mare. Am mai cumpărat și în aceste zone, da, aveți în video dacă e să mă urmăriți sau să le căutați pe canalul meu, aveți acolo tot ce am explicat despre această zonă. Bun, ideea e că dacă ne uităm pe Bitcoin, pe daily, da, totul este bearish. Și de ce spun asta? Este în prima fază, este pentru că a respins perfect zona de 0382 Fibonacci. Dacă n-ar fi respins-o și ar fi urcat cu câteva daily candles peste, ne putem aștepta foarte ușor la prețul acesta de 46.000, da? Sau zona aceasta, cu mici corecții între, da? Dar, după cum vedem și în zona asta, la înainte, la 42 l-a respins, zona asta este respinsă, nici măcar n-a ajuns până în 42.600, da? Iar aici a dovedit că nu poate mai mult. Ok? Acum avem un pullback și o să vedem ce se poate întâmpla sau ce putem mai face. Ideea e că cu acest pullback, eu sau voi sau cine ați luat trade-ul la 37.533, după cum vedeți, bani s-au făcut chiar dacă prețul scade, da? Haideți să vedem ce target-uri putem avea. Da, deci overall acest chart pare destul de bearish. Deci trebuie avut grijă, nu trebuie să vă luați după nu știu ce YouTuber care spun că prețul se duce în 100 de mii din zona asta, da? Pentru că ei asta fac. Merg, nu spun că toți, dar majoritatea, eu nu stau să mă uit la ei, dar îmi spun prietenii sau mă sună prietenii și îmi spun despre ce se mai aude. De obicei, nu stau să văd toate știrile sau ce știri apar. Eu încerc să tranzacționez exact ceva pe chart, da? Bun. Această urcare ar fi fost, ar fi avut loc chiar și fără Amazon sau fără știrea aceea cu Amazon sau fără Elon Musk, pentru că s-a format un short squeeze. Traderii au intrat masiv în această zonă, au intrat short în această zonă, trebuia să shorturile ar trebui lichidate, da? După cum știi, pe Bitcoin Perpetual, adică pe leverage, au dat un spike până în 48.000 pentru că acolo a fost lichiditate. Bun, haideți să venim și pe un time frame mai micuț. Da? Deci, în prima fază avem aceste zone de suport. Sunt zone destul de importante dacă prețul ajunge aici. Da? O să vă explic care e treaba și cu imbalanțele, da? Ca să înțelegeți de ce se întâmplă toată treaba asta. Da? Și probabil că ce se va întâmpla pe viitor. Bun. Deci, în zona asta am luat un trade, v-am explicat, la 37.533. Profitul a fost super ok, undeva la 6%, doar că eu n-am ținut atâta trade, eu am făcut undeva la 3-4%, da? N-are rost să mint sau să... undeva la 3,5, dacă mi-am amintesc. Cam asta a fost profitul meu. Bun. Deci, chartul altă bearish, se poate forma și un head and shoulders, dar în zona asta vedem că s-a format o rezistență, da? Avem acest trendline după care ne putem ghida. Ei, acum, pot da prețul în sus, dacă e să folosim Fibonacci, putem vedea că la, dacă acesta a fost bottom-ul și nu vedem un lower low, da? Ei pot da prețul în sus aproape până în trendline. Aici vom forma o rezistență. Acest trendline poate să țină mult și bine, da? Deci îl putem lungi și ne putem ghida după el pe viitor. Și atunci putem vedea cum o să respingă de foarte multe ori, dar prețul mergând în jos, da? Formându-se în zona asta sau poate chiar în zona asta, o formă de acumulare. Probabil vor mai fi pump-uri, pentru că chiar și într-un
trend descrescător putem avea mici pump-uri, da? Pentru că trebuiesc lichidate short-urile, da? Bun, și în bear market la fel. Chiar dacă suntem în bear market, nu spun că suntem acum, dar când vom fi în bear market, vom vedea pump-uri. Ok? Deci nu trebuie să credem neapărat că dacă vedem că prețul scade și avem un pump mai măricel, asta nu înseamnă că gata, ne ducem în all-time high din nou. Pump-urile există pentru că în zonele astea nu este foarte mult volum și atunci balenele pot face ce vor ele. Da? Dau prețul în sus, market makerii lichidează short-urile, da? Și o să vă explic acum și cu imbalanța cum stă treaba. Bun, dar înainte de toate, ce vreau să vă spun? Ideea e că primesc multe mesaje pe Twitter de la oameni care sunt începători și nu știu cum să investească sau le frică pur și simplu, da? Deci am primit multe mesaje pe tema aceasta. Păi, sfatul meu este, da, deci haide să dăm din nou pe daily. Vedeți cum arată chart-ul, da? Ăsta e all-time high-ul, ăsta a fost prețul maxim pe Bitcoin. Noi acum unde suntem? În zona asta, la 37.000. All-time high-ul a fost la 64.000. Păi ție ți-e frică să cumperi aici? Adică ți-e frică să cumperi cu reducere? Unii spun, păi mi-e frică că dacă scade la 20.000. Păi și care e problema dacă scade la 20.000? Dacă ai bani, mai cumperi la 20.000. Dacă n-ai bani, nu-i nicio problemă. Uiți și aștepți, da? Pentru că chiar dacă cumperi în zona asta, Bitcoinul va ajunge din nou, da? În 64.000, cu orice știre și cu orice fapt și cu orice vreți voi. Prețul va ajunge înapoi și tu îți dublezi suma, da? Dacă ai o sumă, dau exemplu, 10.000, cumpără de 1.000-2.000 în zona asta, să nu zici că ai pierdut trenul, da? După ce vezi că scade, ai aici zonele pe care eu le dau. Cumpere aici, 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 te duci în jos cu prețul, da? Nu trebuie să folosești exact strategia pe care o folosesc și eu. Faci dollar cost average, este foarte ușor, da? Dar tu ai cumpărat într-o zonă destul de bună. Bitcoinul este la reducere. Nu trebuie să-ți fie frică că scade mai jos. Pe care e problema dacă a scăzut mai jos? Ăsta o să urce, tu ești investitor la faza asta, da? Nu mai ești daily trader, ca și daily trader, da. Swing trader sau trader pe termen mediu. Atunci probabil să-ți faci o problemă, da? Pentru că trebuie să știi exact unde să cumperi, să faci profit rapid. Dar dacă tu ești investitor, ești începător, da? Că poți să faci bani poate chiar mai ușor decât un daily trader. Nu-ți faci nicio problemă. Ideea e că alegi o platformă unde să cumperi. De exemplu, Kraken, pentru că Binance-ul este, nu știu ce o să se întâmple cu Binance. Eu n-am nicio problemă, folosesc Binance în continuare și îl voi folosi până la sfârșit. Dar dacă vă panicați din treaba asta, fă-ți cont pe Kraken, de exemplu, sau Coinbase, sau ce mai există, dar eu personal am pe Kraken și pe Binance, da? Îți faci cont pe Kraken, îl verifici, cumperi Bitcoin și Ethereum ca și investitor începător, da? Eu asta aș face dacă n-aș ști nimic despre cripto, doar zvonurile, da? Îmi fac cont pe Kraken, îl verific neapărat, da? Cu toate documentele pe care îi le cer. Cumpăr Bitcoin și Ethereum, mai mult Bitcoin decât Ethereum, deși Ethereum are potențial destul de mare să depășească în următorul alt season, să depășească ca și profit, vorbesc, da? Bitcoinul. Și asta este, ai cumpărat pe Kraken. Dacă n-ai încredere în exchange, pentru că tu atunci când îți ții monedele pe exchange, nu sunt monedele tale, da? Deci nu le deții, trebuie să înțelegeți treaba asta. Dacă vrei să le deții, intri pe Kraken, îți verifici cum tu ai cumpărat Bitcoin și Ethereum, după care îl transferi pe un cold wallet, pe un stick, da? Pe un stick fizic, pe un Ledger sau un Trezor. Eu folosesc Trezor. Le transferi acolo, îți baci fain frumos Trezorul sau Ledgerul în dulap și ai uitat de el, frate, da? Ideea e că trebuie să ai foarte mare grijă la seeds, adică la phrase-ul acela. O să ai un cod, da? Format din mai multe cuvinte pe care tu trebuie să-l scrii pe foaie, pentru că nu o să poți să ții minte, dar acea foaie trebuie pusă în dulap sau într-un loc sigur cu trezorul, da? Să nu pierdeți acea frază și să nu o dați la nimeni. Dacă ați dat fraza aia la cineva,
banii sunt pierduți, da? Asta e tot ce trebuie să faceți. Este foarte, foarte simplu. Acum totul e la reducere. Nu zic să cumpărați numai Bitcoin și Ethereum. Puteți să cumpărați tot ce e în top, da? Absolut tot ce este în top 50. Sunt monede, că de asta sunt în top, da? Că-s bune. Eu de obicei nu sunt bun pe partea fundamentală. Nu am răbdare să verific o monedă, da? O pot verifica, dar în mare. Adică la numărul de supply, nu știu ce să zic, pe ce exchanger este listat și chestii de astea pe care le putem vedea pe CoinMarketCap sau pe orice altă platformă, da? Mă scuzați, sunt răgușit. Deci pe partea fundamentală nu sunt foarte bun, dar voi dacă aveți timp puteți citi un white paper unde vedeți totul despre acea monedă, da, o verificați și o cumpărați fără nicio problemă. Dar în mare parte, dacă vrei să faci bani sigur și să investești bani pe care să nu-i pierzi, cumperi Bitcoin și Ethereum. Astea sunt pe primele locuri, da? Și nu-ți mai faci probleme, pentru că cu celelalte monede se poate întâmpla orice, da? Deci este foarte simplă treaba. Mulți mă întreabă de nu știu ce platforme, Revolut și ce mai era pe acolo, că am și uitat. Nu știu, eu nu le folosesc, abar, au comisioane mari sau nu au. Nu, eu nu prea îmi bat capul cu treburile astea, nu prea stau să caut părți fundamentale pe monedă și da, eu tranzacționez ce este pe Binance. Dacă este pe Binance acea monedă, de obicei eu nu tranzacționez foarte multe monede, mai în special pe Bitcoin. Am început acum să mai iau câte un trade pe Elrond sau pe Ethereum, da? Dar în mare parte tranzacționez doar Bitcoin. Și nu fac probleme de partea fundamentală, pentru că asta e problema Binance-ului, da? Adică ei nu or să bage niciodată, sau de fapt o să bagi, depinde ce treburi sau ce mânării să fac și pe acolo, că nu mă pricep, dar în mare parte monedele care intră pe Binance sau pe un exchange mare sunt bune, da? Adică nu trebuie să mai fac eu treabă, că înainte să tranzacționez ca și daily trading, da? Pe acea monedă eu nu stau să mai văd dacă e bună pe partea fundamentală, da? Pentru că asta e treaba la Binance. Dacă e pe Binance înseamnă că o pot tranzacționa în siguranță, cât de cât. Vorbesc de altcoin, da, nu de Bitcoin și de Ethereum, pentru că de astea toată lumea știm că sunt ok orice ar fi, da? Deci cam atâta trebuie să faceți, este foarte simplă treaba, nu trebuie să-ți faci probleme. Dacă vinzi pe minus, e problema ta, ai vândut la balene, da? Ăștia îți iau bani. Nu vinzi pe minus, frate, pentru ce se poate întâmpla sau ce fac unele persoane, să vă arăt acum, da? Asta e chartul pe oră. Și haideți să vă dau un exemplu. Care e treaba cu răbdarea asta pe care noi o tot auzim că trebuie să avem în cripto dacă investim pe termen lung? Păi e așa. Sunt mulți care cumpără într-o zonă ca asta, da? Și ce fac? Ei au răbdare. Deci vorbesc de oamenii care au răbdare, dar nu prea. Adică n-au răbdarea necesară. Cumpără în zona asta. Prețul scade. În cel mai bun caz ei nu vând, pentru că sunt mai tare în caracter, să zic așa, și rezistă la această scădere. Și, dar, răbdarele este pusă la încercare și atunci când văd că prețul urcă la loc, ei vând aici, vând la break-even, da? Pentru că le frică să nu mai vadă un dump mai mare, da? Le este frică de treaba asta. Și atunci ce se întâmplă? Răbdarea, au avut răbdare, dar nu îndeajuns, da? Ei ce se întâmplă? Vândă aici, la break-even, da? Pentru că au cumpărat în zona asta și le e frică să nu mai pierdă bani, pentru că probabil ei cred că vom avea un alt dump. Și atunci se întâmplă treaba asta. Vând, după care prețul crește și ei se oftică, da? Deci, dacă e pe termen lung, nu are de ce să-ți fie frică, da? Ai luat pe termen lung. Lung ce înseamnă? Luni de zile, ani de zile. Nu vorbe de ani de zile, da, pentru că nici eu portofel pe termen lung nu o să țin pe 20 de ani. Dar pe luni de zile sau când văd că merită să vând, atunci o să vând. Până atunci, mie dacă Bitcoinul l-a ajuns și n-a trecut de all-time high, nu o să vând, da? O să încep să vând pentru că am cumpărat în zonele astea de 29, 30 de mii, 31 de mii, da? Bitcoinul acela o să vând, dar nu pe tot. O parte din el, atunci când vom ajunge peste 45.000, da, atunci o să retrag un profit.
După care văd ce se întâmplă și o să mai retrag treptat. Da? Dar nu pe tot. Am Bitcoin din 2017 pe care nu l-am vândut. Ok? Bun. Deci, treaba este foarte simplă dacă vrei să faci bani în cripto pe termen lung. Nu mai intrați în nu știu ce monede, că asta e problema. Asta e problema la toată lumea, numai România. Și aici în Anglia și oriunde văd aceeași problemă. Lumea pe grupuri testează, își bagă bani în toate prostiile, în coinurile astea care ies de pe nu știu ce platforme, da? Eu habar n-am de ele, mai zic prietenii, da? Și nu, eu târziu am aflat de Shiba Inu și toate chestiile astea, da? Și mai era o monedă, dar am uitat cum se numește. Deci trebuie o mare grijă, dacă vrei să faci bani, sigur, da? Investește, frate, cumpără Bitcoin și Ethereum, exact cum ți-am zis. Dacă tu mai ai bani și n-ai ce face cu ei și vrei să faci casino, sau vrei să faci gambling, cumpără Shiba Inu, cumpără Doge, cumpără ce vrei tu. Poate ai noroc să faci un ban, dar ăla nu-i pe termen, ăla nu este sigur, da? Deci, asta zic. Dacă vrei să investești în monede, cum e Shiba Inu sau alte monede care acum au ieșit pe piață și, da, n-au, partea fundamentală nu este foarte stabilă, dar crezi că, sau se aude pe YouTube sau nu știu unde, că moneda o să face 200 de X, da? Cumpără, dar cumpără cu niște bani pe care reușești să-i pierzi. Dar cumperi moneda aia atunci când ai un portofoliu deja, da? Pe Bitcoin și pe Ethereum sau pe monede foarte bune. Că ai spate, da? Asta e toată ideea. Tu dacă ai spatele asigurat prin portofelul acela, unde ții grosul, da? După aia, mult mai relaxat o să fii când cumperi monedele acestea, să nu zic alte cuvinte mai jignitoare pentru ele, dar trebuie avut mare grijă, da? Încearcă să nu-ți bastuzi toți banii în acele monede. Bagă-ți banii, majoritatea banilor pe care ai pentru cripto, bagă în Bitcoin și Ethereum, să ai spatele asigurat, da? Mă repet. După care n-ai decât să cumperi, dar cu bani puțin, tot ce vrei și să încerci, să nu zici că n-ai fost și tu acolo în acel moment, da? Bani se fac în cripto fără nicio problemă. Acum, probabil că vor urma, vor fi faduri, știri negative, da? Mai ales dacă o să vedem acum prețul că se duce din nou sub 30, din nou să vedeți ce o să iasă. Trebuie avut mare grijă, da? Tu trebuie să te bucuri dacă auzi știri negative despre Bitcoin, pentru că scade și o să ai oportunitate de a cumpăra mai ieftin, da? Deci asta e toată chestia. Și aveți mare grijă pe cine urmăriți. Nu zic să vă urmăriți pe mine, eu n-am nicio treabă, nu mă. YouTube sau fără YouTube, pentru mine viața e la fel. Dar aveți grijă pe cine urmăriți, pe cine, la ce gură vă uitați, pentru că foarte multe persoane vă spun să cumpărați atunci când suntem în vârf, pentru că prețul este, trendul este ascendent, da? Și foarte multe persoane o să vă zică să vindeți în zonele astea de jos, da? Sau să intrați short sau alte nebunii din asta. Bun, deci tot mă puteți urmări pe canal, o să vedeți cum am reușit să cumpăr aici. Nu știu dacă am și postat treburile astea pe Twitter, dar am multe postări aici, nu o să stau să caut. Bun, haideți să vedem care e treaba cu imbalanța sau ce se poate întâmpla. Deci avem scenariul acesta, care este unul bearish, da? După cum vedem, îl ține, am modificat câteva chestii aici pentru care se poate forma acest ABC, corecția de tip ABC, da? Acest, o să vedem și ce target are C-ul, dacă corecția s-a terminat aici. Adică dacă acest pump, de fapt, scuze, dacă nu o să mai vedem din acest moment un higher high, da? Bun, acest scenariu este ținut de câteva, nu știu dacă săptămâni, dar câteva zile bune, da? Și atunci ne putem aștepta la scenariul acesta. Lumea mă întreabă de ce, dacă o să ajungem în 48.000, putem avea o corecție în halul acesta de mari, da? Păi, vă spun încă o dată, noi ne aflăm în valul 4 pe Elliott Waves, pe o scară largă, da? Am video și despre asta. Ne aflăm în valul 4. Valul 4 poate să țină mult, da?
și vor fi multe pump-uri și multe dump-uri în acest val 4. Și atunci, de obicei, un val 4 se formează dintr-o corecție mare ABC. Asta pe care o vedeți cu portocaliu, da? Ok. Dacă avem valul A confirmat în punctul de jos, urmează să vedem valul B. Pentru valul B avem targeturile astea pe care le vedeți cu verde, dar încă n-am urcat acolo. Ideea e că valul B se poate confirma chiar și în punctul acesta, da? Unde am avut acum această urcare a Bitcoin-ului, da? Și dacă atunci, dacă avem valul B confirmat acolo, asta ar însemna că am intrat în valul C, da? Valul ăsta ce ne poate duce sub 30.000. Nu este neapărat, deci nu spun, nu vreau să fiu bearish, tranzacționez ceva pe chart, eu sunt bullish în general, aștept ca Bitcoin să se ducă în sus, nu este nicio problemă, dar încerc să intuiesc ce o să se întâmple. Deci, ne putem afla acum în valul C și atunci am scăpat mai repede, putem vedea o creștere către all-time high, după ce acest C se va sfârși, dar dacă vom forma un zigzag, C-ul ăsta ne poate duce, da? Haideți să vedem și până unde, că nu știu exact acum, da? Iar mă întind cu videouri și am zis că o să împart Bitcoin și Elrond în două videouri ca să nu mai întind, dar că no chance. Deci acest C ne poate duce și până în 20.000, da? Dar în prima fază are câteva targeturi la 24.000 și la 25.000. Deci vom vedea ce se întâmplă. C-ul ăsta, dacă nu vom vedea scenariul cu B-ul la 48.000, 50.000 în zona asta, atunci și mergem pe acest C, aici se vor forma încă 5 valuri, da? Deci valul C va fi format din încă 5 valuri, unde valul 3 va fi cel mai lung. Noi poate chiar am intrat în valul 3 și nu știm. Asta o să vedem acum pe un time frame mai mic, da? Ok, am pus B-ul aici în prima fază, pentru că v-am și spus, eu o să vând o parte din Bitcoin atunci când prețul va ajunge în zona aia. Mai puțin. Da, v-am mai explicat și treaba asta în celelalte video. Deci asta e o zonă la 49.050. Mai exact, pot să spun că între 48.000 și 53.000. Zona asta este o zonă unde se poate vinde Bitcoinul cumpărat aici, da? Chiar și cei care au rămas agățați la 60.000 vor vinde în zona asta. Deci trebuie să avem mare grijă că putem avea o corecție destul de mare. Eu avertizez, nu spun că se va întâmpla treaba asta, da? Am scenarii în cap, încerc să mi le fac prin Elliott Waves, folosesc Fibonacci, folosesc ce mai folosesc. Și cam asta este treaba, da? Haideți să vedem un time frame mai mic. Deci, haideți să vedem și indicatorii. Aici se poate forma un bullish divergence, după cum vedem. Am format un higher high pe chart și un lower low pe RSI, da? Deci, asta le putem vedea foarte ușor, este un bullish divergence. Dacă prețul nu scade mai jos de acest punct, de 37.530, acest bullish divergence poate fi confirmat. Deci noi putem vedea un bounce din zona asta, oricând, de acum încolo, atâta timp când nu facem un lower low, da? Atâta timp când nu depășim acest preț de 37.530, da? Bun. Pe daily, cred că am văzut și MACD-ul, dar suntem pe daily. E o mare grijă. Eu nu prea tranzacționez după acest MACD, dar influențează traderii, da? Toate aceste indicatoare sunt influențabile. Traderii sunt influențați pentru că sunt indicatoare pe care le folosesc. Eu nu le folosesc în general, dar încerc să mă ghidez, da? Folosesc doar RSI. Și în mare parte, sau mai mică parte, să zic așa, acest stocker să, da, stochastic. Suntem pe daily, stochasticul ne arată că putem coborâm mult mai jos. MACD-ul, dacă e să ne ghidăm după această treabă, vedem că s-a intersectat, da?
Deci este un bearish sign, este deasupra lui 0. Vedem că putem avea o corecție. MACD-ul ne indică treaba asta. RSI-ul, la fel, vedem că se duce în jos. Dacă dăm pe 2 zile, pe time frame-ul de 2 zile, vedem că RSI-ul formează un bearish divergence, da? Adică chartul face un lower low, iar RSI-ul face un higher high. Ok? După cum vedem, avem acest deja avem acest această confirmare. Și nu uitați că suntem pe 2 days, pe un time frame de 2 zile, care este un time frame destul de mare. Deci corecția poate fi destul de mare. Bun, haideți să ștergem asta, să vedem care e treaba cu imbalanțele sau până unde ne mai poate duce Bitcoinul în jos. Vedem că corecția continuă. Bun, haideți să intrăm aici pe acest chart și încercăm rapid să vedem ce avem de făcut. Bun, deci în prima fază, dacă aici se formează acel impuls move din 5 valori, avem al doilea val confirmat, al treilea, al patrulea și al cincilea. Și atunci haideți să vedem cam ce target putem avea pentru acest val 3. Da? Și avem așa. Explicațiile la aceste valuri le aveți în celelalte videouri. Deci valul 3 ne poate duce în zona asta. Dar basic o luăm, luăm nivelul de 1.618, cel mai important nivel. Adică până în 31.786, da? Asta este o zonă de suport destul de mare. Ce merită cumpărat dacă prețul se va duce, dacă va ajunge aici, da? Bun. Asta ca val 3. După care urmează valul 4. Adică un pump. Asta ne poate duce chiar înapoi la 36, da? Undeva în zona asta. O să vedem la momentul acela dacă se va ajunge aici, pentru că nu este neapărat tot ce zic eu aici să se întâmplă, da? Dar încerc să-mi formez o idee despre market, să văd în ce, în ce zonă ne aflăm. Și pentru valul 4, putem avea o urcare maximă până în zona asta, da? Dacă a depășit, zona se formează al patru. De obicei, valul 4 duce liniștit în zona asta de 0.382. Ok, dar ne putem aștepta să vedem chiar și 36. Bun, după care urmează valul 5. Și asta, dacă este luăm basic, ajunge în 29.900, da? Dar se poate duce normal și mai jos. Sau poate să nu ajungă până acolo, să se formeze un val trunchiat, truncated wave, care se poate opri la 32.000, da? Dar până atunci vom vedea, încercăm să o luăm încetul cu încetul și treptat vedem cum putem cumpăra. Da? Bun. Haideți să vedem un pic cu aceste imbalanțe. O să dăm pe o oră și să încercăm să înțelegem de ce prețul a ajuns. Eu o să repet treburile astea mai multe clipuri pentru că vin abonați noi și până îmi formez comunitate mai mare o să explic treburile astea pentru că în mai multe videouri, pentru că lumea nu se mai uită la videourile trecute. Ok? Bun, și am zis așa. Deci, în primă fază, dacă e să vă uitați pe chart, o să vedeți întotdeauna că orice pump sau orice lumânare de pump se va recupera în același moment. Deci, după cum vedem, am avut lumânări de volum în cealaltă parte, da? Ok? Deci, trebuie să ne așteptăm la treaba asta. Și haideți să vedem și pe chart. Dacă putem vedea, dacă putem identifica toate treburile astea, da? Deci am avut pump lumânare cu volum în același loc sau aproximativ în același loc, pe cealaltă parte, opusă, a venit o lumânare de dump, o lumânare cu volum descrescător, ok? La fel și aici, dump, recupera printr-un pump, am avut consolidarea, manipulare, da? Unde traderii au fost induși în eroare că prețul se va duce mai jos și nu s-a dus și au fost lichidați prin acest pump, da? Bun, deci astea sunt imbalanțe.
care trebuie să acoperite la un moment dat. Ok? Treburile astea, după cum am spus, le puteți vedea oriunde. Aici, da? La fel, aici veți vedea aceeași treabă dacă prețul va scădea, deci trebuie să ne așteptăm, dar o să ajung și acolo, da? Aici, la fel, uite ce frumos se vede, da, am recuperat printr-un pump, da? În același mod. Ei lucrează în același mod. La fel și aici. Această lumânare de volum, lumânare de volum în cealaltă parte, opusă, ok? Deci astea le vedeți oriunde. Bun, acum haideți să vedem pe ce s-a întâmplat mai exact aici, da? Să șterg puțin astea. Deci m-am întins iară cu video și nu știu că mai am timp să mai fac pentru Elrond. Elrond care este un red super bun, părerea mea. Bun, deci ieri v-am explicat că o să avem o creștere. De ce avem această creștere? Pentru că s-a intrat short aici. Și la fel ca și în zona asta unde s-a intrat short, am avut un short squeeze, adică prețul a trebuit să urce ca să lichideze shorturile. Dar asta a fost pe o scară mai mare, acum avem aceeași treabă, dar pe o scară mai mică, da? Deci, în zona asta s-a intrat short, mulți credeau că gata, prețul de aici se va duce în 30.000. Au intrat short și market makerii normal că trebuie să-i lichideze, da? Pentru că așa se formează o piață. Sau așa merge piața, sau, mă scuzați că nu mai știu limba română. Bun, deci, ieri v-am spus că putem avea o respingere în zona asta, da? Ceea ce s-a și întâmplat la nivelul de 0.618. Mai aveam încă o rezistență în zona asta, dar n-a ajuns până acolo, da? Cred că am postat treaba asta și pe Twitter, nu știu exact. Bun, deci a respins, ne putem aștepta să putem pune un short în zona asta. Eu am prins ceva short, dacă țin minte, nu știu dacă am postat treaba asta pe Twitter, dar puteți verifica pe aici, da? Bun, deci a respins zona asta, era de așteptat ca prețul să-și continue treaba în jos. Bun, deci după cum vedeți, avem un trend descrescător, o să avem acel trend line în zona asta, după care ne putem ghida, da? Și o să vedeți că putem avea și false breakout, da? Adică, e aici pot să fac o consolidare, după care să dea prețul în sus, lumea să creadă că a depășit trend line-ul și prețul se duce în sus, după care ei să cumpere, da? Să pună ordine de buy. După care să avem un dump din nou și să lichideze, da? Adică să intre sub acest trend line. După care să-și continue treaba, la fel și aici consolidare, după care să scadă, da? Mai putem avea un pump, deci se pot întâmpla o grămadă de chestii. Dar nu prea contează treaba asta pentru că noi trebuie să știm exact unde cumpărăm. Bun, și haideți să vedem ce s-a întâmplat aici cu aceste imbalanțe. Deci, o imbalanță se formează printr-o lumânare cu volum. Trebuie să luăm imbalanța din punctul unde o vedeți goală, adică nu trebuie să aibă nici pe partea dreaptă, nici pe partea stângă, nicio lumânare, da? Și atunci o să luăm din acest punct, din acest wick, până în celălalt wick de sus. Iar partea asta rămâne goală pe lumânare, după cum vedeți, da? Partea asta este goală. Bun, i-au dat prețul în sus, formând o imbalanță în zona asta, urmând ca ei să recupereze această imbalanță. Deci era de așteptat ca prețul să coboare. Ideea e că, cum ne putem da noi seama dacă va fi recuperat rapid, de fapt dacă va fi recuperată rapid această imbalanță sau nu? Păi, ne uităm la trend. Dacă trendul este descrescător, atunci ne putem aștepta ca prețul să recupereze imbalanța, ducându-l market makerii ducând prețul în jos, ok? Pentru că ei ce putea să recupereze și imbalanța asta din zona de 40.000, dar au decis să nu ducă prețul în sus, pentru că ne aflăm într-un trend descrescător, ok? Când vor aduna destulă lichiditate pentru a da prețul în sus și pentru a face profit, pentru că ei cumpără, da? Atunci când prețul scade și tu vinzi, da? Atunci când vor
aduna destul de lichiditate, vor da prețul în sus. Dar până atunci, vă dați seama că toată zona asta e plină. Și probabil că vor încerca să dea prețul în jos. Bun. Deci am avut această imbalanță, pe care o vedem cu toții. Ce s-a întâmplat? Au dat un spike în ea. Da? A dat puțin prețul în sus, după care au recuperat-o perfect. Întotdeauna aceste imbalanțe se vor recupera minim pe jumătate. Deci dacă punem un Fibonacci, da? Să-i aflăm exact jumătatea, putem avea 0,5. Vedeți aici 0,5 pe Fibonacci, da? O să trag o linie chiar în zona aia. Deci trebuie să vă așteptați ca ei să recupereze măcar jumate din această imbalanță. Ar fi putut da prețul în sus, da? Pentru că de multe ori îi coboară doar cât să recupereze imbalanța, după care dau prețul în sus, da? Dar prețul fiind într-un Bitcoin, fiind într-o corecție, ei vor da prețul în jos. Au recuperat treaba asta, dar probabil că se așteaptă sau vor să recupereze și aceste imbalanțe din zona asta de 35-36.000, da? Bun, așa că ne putem aștepta la orice. În zona asta a imbalanței, dacă e să punem un Fibonacci, cred că am luat și un trade, da? Pe leverage. După cum vedem, eu am tras linia exact la jumatea imbalanței, avem acest 0,6, da? O zonă foarte importantă, sau 0,618, nivel Fibonacci, Golden Zone, cel mai important nivel, da? Bitcoinului îi place să joace după acest buzunar Fibonacci. Bun. Mare respingere n-am avut în zona aia, deci dacă e să calculăm un profit, nu cred că am fi făcut mare lucru, a fost în 0,3, 0,2,50, dar fiind pe, având în vedere că prețul n-a urcat foarte mult, deci dacă e să ne uităm, prețul a urcat la cu $2,400, da? Este destul de riscant ca tu să pui Fibonacci pe acest trend micuț, această creștere micuță, și te aștepți și să te aștepți să aibă o respingere foarte mare în zona asta, da? La 0,618 Fibonacci. Pe o scară largă întotdeauna va merge. Dar, adică putem face un profit. Dar în zonele astea nu. Ideea e că trebuie să știm de aceste imbalanțe, să știm la ce ne așteptăm. Ok? E acum, având în vedere că o să punem din nou Fibonacci. Da? Având în vedere că toată zona asta de aici este o zonă unde putem vedea un bounce, da? Și avem și acea bullish divergence pe RSI, este destul de probabil ca de oriunde din zona asta să vedem un bounce, că e mai mic, că e mai mare, vom afla. Bounce-ul ăla, dacă nu formăm un lower low, ne putem aștepta să avem o respingere din nou la acel bounce, dacă îl vom avea din zona asta, nu zic că se întâmplă, dar încerc să vă învăț cât de cât, da? Vă puteți stabili o zonă, adică zona Fibonacci de 0,618, zona asta, ca fiind pentru un short, sau dacă încercați să cumpărați aici, încercați să vindeți la maxim 39.000, da? Ăsta ar fi ca maxim, unde aș vinde, n-aș risca mai sus. Sau depinde, dacă am setez 3 take profituri, atunci da, am 2 take profituri, iar cu al treilea merg până unde vrea Bitcoin. Bun, haideți să vedem unde mai putem avea câteva imbalanțe sau la ce ne putem aștepta pe viitor. Da? Suntem pe time frame de o oră și după cum vedem aici, în zona asta de 36.000, am avut un pump, da? S-a format o imbalanță, clar. Bun, deci toată zona asta va fi o zonă de buy, ok? Unde putem vedea o reacție. Probabil că avem și un nivel Fibonacci destul de favorabil, așa că ne putem aștepta la orice. De, în prima fază, ne putem aștepta ca prețul să ajungă aici, da? În zona asta de 36-35.000, după care să avem o reacție. Putem să vedem și care este jumătatea, aproximativ, nu o să mai pun Fibonacci, da?
și putem vedea un spike până în 35.557. Ok? După care avem și avem imbalanțe, nu o să stau să le trag acum exact pentru că ați înțeles care e treaba, dar în general, în special avem o imbalanță destul de importantă acolo și mai avem și la 30.000, da? În această zonă. Da. Deci ne putem aștepta liniștit că prețul se ducă aici. Market makerii, dacă vor aduna destul de lichiditate din zonele astea, pentru că aici se va intra buy, da? Mulți o să cumpere. Pentru că se vorbește sau probabil multă lume se așteaptă ca la 36 sau 35.000 să avem o reacție care să ne ducă în 45 sau să formăm un nou higher high. Vă spun că asta e o chestie destul de bullish, trebuie să avem mare grijă, ok? Nu este neapărat să se întâmple treaba asta. Atunci când noi ne așteptăm la ceva, nu o să se întâmple. Sau, de obicei, atunci când majoritatea se așteaptă la o chestie, chestia aia nu o să se întâmple, da? Spun, trebuie să avem mare grijă. Dacă toată lumea în zona asta a crezut că ne ducem în sus, trebuia să vă așteptați că... Adică în toată lumea, majoritatea, da? Dacă majoritatea a spus că ne putem duce în 45.000 de aici, trebuia să vă așteptați, după cum v-am explicat în celelalte videouri, că putem avea un dump, da? Sau putem avea o corecție, mai mică sau mai mare. Bun, avem și zonele astea. Sper că ați înțeles cu imbalanțele, dacă nu, vă rog să scrieți în comentarii. Probabil să mai explic, sau mai mult ca sigur o să explic și în celelalte videouri, până formăm o comunitate mai mare. Bun, deci, în special avem aceste zone pe care eu să le iau ca buy. Deci prima zonă a fost perfectă, cu acest spike mi-a luat ordinul, după cum am spus, am făcut bani. Acum ne putem aștepta să mai avem o reacție, chiar dacă, după cum v-am spus, odată ce a atins un nivel, a doua oară nu mai este neapărat să se întâmple aceeași chestie, da? Deci trebuie cu mare grijă. Dar, în general, mai putem plasa un ordine buy să vedem ce se întâmplă în zona asta, pentru că e o zonă destul de importantă. După care urmează 35.994, unde o să cumpăr, dar după cum v-am explicat, trebuie să vă setați un range, nu trebuie să luați ca punct fix. Deci, în zona asta de 35.994, puteți să fixați, sau eu o să fixez, depinde cum o să fixez sau nu, depinde de cum o să meargă piața, da? Dar, pentru începător, recomand să ai undeva la 2-3 buy-uri în zona asta, ca atunci dacă o să avem un spike în jos, să îți ia ordinul, da? Pentru că și aici, uite ce s-a întâmplat. Am avut ordinul de buy în zona asta, dar cu acest spike nu mi-a luat ordinul. Nu mi-a luat ordinul de buy, da? Și atunci m-am ofticat pentru că mai era diferență de câțiva dolari. Dar după care a revenit și oricum am făcut profit. Bun, v-am explicat în video cum fac atunci când prețul scade, da? Deci cumpăr aici, încerc să setez stop loss-ul la break-even întotdeauna, da? Deci, în primul rând, suport, setez suportul în care să am încredere și să nu mă panichez în caz că se întâmplă ceva, adică dacă prețul va scădea. Am încredere în suportul sau în zona în care cumpăr. Prețul crește, da? Pentru că are o respingere, că am cumpărat unde trebuie. Prețul crește. Îmi setez 3 take profituri. După ce mi-atinge primul take profit, care poate să fie la 0,5%, la 1%, da? Îmi setez stop loss-ul la break-even pentru a-mi asigura tranzacția, ok? După care cu al treilea take profit, eu de obicei merg până unde merge și Bitcoin, da? Nu mă mai stresez. Intru în USDT la primul suport, deci am mai mulți bani, da? Mai mulți dolari. După care, cu banii ăștia mulți, intru, aștept să scadă ca Bitcoinul sau ca prețul să ajungă în următorul suport. Aici fac la fel, da? Intru în USDT atunci când o să, adică mi-au banii din acea reacție, profitul, după care intru înapoi în USDT și aștept să ajungă în zona de jos. Și atunci eu nu rămân agățat, nu fac nici dolar cost average, dar pentru începător recomand, este foarte ok să cumpere în zonele astea și să aștepți, pentru că undeva probabil să avem un bounce, să-ți faci un profit. Eu încerc să fac bani mergând în jos odată cu Bitcoin sau cu această corecție sau cu corecție dacă vom avea, astfel încât eu să-i găsesc bottom-ul. Dar
Făcând treaba asta, intru în un SLT aici, intru în un SLT aici și aici. Dacă ăsta va fi un bottom, eu aici voi avea mai mult SLT, deci intru mai tare, da? Și atunci prețul când rupe în sus, eu să fac profitul mai mare. Dar nu-mi place să rămân agățat în trade-uri, da? Pentru că pe spot de obicei nu se vinde pe minus, adică mai rar setez stop loss, depinde, adică vorbesc de dacă investești pe un termen mai lung sau mediu, da? Atunci nu-ți prea setez stop loss, cumperi și atât, sau faci un dolar cost average. Da, dacă faci pe spot daily trading, atunci setezi stop loss și asta este. Bun, normal că poți să setezi un suport într-un loc nepotrivit, adică să ajungă să-ți ia ordinul, după care direct să o ia în jos prețul, da? Dacă crezi că te panichezi sau nu mai ai răbdare să, ca prețul să urce, sau crezi că nu se mai urcă sau nu mai urcă, sau probabil pur și simplu vine un crash mai micuț sau un dump, atunci poți opri tranzacția. Dar ce se întâmplă atunci când oprești tranzacția într-un dump? Ideea e că prețul poate să scadă foarte rapid, da? Tu vinzi, după aia vezi că crește. Pentru că ce se întâmplă? Se formează imbalanță, da? Ok? Și atunci când, uite, exact ca și aici, aici, da? Deci ce se întâmplă? Tu ai cumpărat în zona asta, domnule, vine un dump, te sperii și vinzi în zona asta. Neștiind că măcar jumătate din acest dump va fi recuperat destul de repede, da? Și tu poți opri tranzacția puțin mai sus, deci nu este ok să vinzi chiar jos, să te panichezi, să vinzi, că asta e toată ideea, asta e toată șmecherie. Asta vor ei, da? Da? Deci, la fel s-a întâmplat și aici, dump, mulți au vândut că s-au panicat aici, da? Și ce s-a întâmplat? Că ăștia au recuperat imbalanța imediat, pentru că a fost, da, o descoperire. Nu s-au aliniat orderele. Și asta o să vedeți, puteți să verificați chartul și o să vedeți treburile astea destul de dese. Nu se întâmplă de fiecare dată, pentru că pot avea loc crash-uri mai mari, adică să nu se mai întoarcă atât de rapid, da? Dar, de obicei, nu merită să vinzi pe minus atunci când prețul scade, da? Aștept să vezi până unde duce sau, da, fiecare face cum vrea, nu vreau să dau sfaturi prea multe, pentru că nu vreau să aud de la lume că s-au pierdut bani sau, nu știu, am zis eu să fac așa și, da, eu nu zic la nimeni, eu intrați pe acest canal doar să vă informați, ok? Nu trebuie să faceți exact ce zic eu. Eu fac, eu execut, dumneavoastră faceți ce știți, vă informați din mai multe canale, mai multe surse, da? Și cam asta este. Bun, păi, cam atât pentru astăzi. Sper că ați învățat ceva. După cum vedem, nu reușesc să fac clipuri mai scurte pentru că stau să explic. Nu știu ce pot explica într-un video de 5 sau 10 minute. Probabil, nu știu, ceva foarte rapid din care să nu ieșiți cu mare învățătură sau cu mare informație. Dar o să încerc pe viitor să împart videourile, o să văd. Ok, v-am salutat și sper să ne auzim cu bine în următorul clip. Dacă vreți să mă ajutați cu un subscribe, este binevenit. Ciao!